Milioane de martori al lui Jehova din întreaga lume au celebrat Cina Domnului. Evenimentul cunoscut și sub denumirea de Cina cea de taină le amintește tuturor oamenilor despre cel mai mare om care a trăit vreodată, Iisus Hristos, și despre jertfa sa în folosul întregii omeniri. În fiecare an, la data care corespunde zilei de 14 Nisan, se comemorează moartea de jertfă a unicului fiu al lui Dumnezeu. Anul acesta, sărbătoarea comemorării a avut loc în ziua de 24 martie, după apusul soarelui. Ziua coincide cu începerea sărbătorilor de Paște la evrei. Județul Hunedoara sunt câteva mii de credincioși care s-au adunat pentru a celebra cea mai importantă zi din an pentru martorii lui Jehova. La Hunedoara, evenimentul a avut loc la Centrul Cultural Corviniana. Potrivit Bibliei, cina cea de taină, asemenea oricărei alte sărbători, se ține o dată pe an, în ziua de 14 Nisan, conform calendarului ebraic, după apusul soarelui. Anul acesta, corespondentul zilei de 14 Nisan din calendarul ebraic în calendarele moderne este ziua de 24 martie. În seara dinaintea morții sale, Iisus a instituit o ceremonie simplă, dar plină de semnificații. Obiectivul este de a ne reaminti de gestul făcut de El în folosul nostru și pentru noi e o ocazie de bucurie, dar și o ocazie de a manifesta recunoștință. Trăim într-o lume care manifestă puțină recunoștință sau chiar apreciere față de lucrurile spirituale și practic acesta este un eveniment mondial. Invităm pe toți oamenii să facă același lucru, să manifeste recunoștință și apreciere pentru lucrurile spirituale. Simbolurile folosite la comemorare sunt pâinea sau azimii și vinul. Pâinea, denumită și pâinea întristării, reprezintă corpul lui Iisus, care s-a jertfit pentru omenirea păcătoasă. Pentru fiecare familie este un moment solemn, plin de încărcătură spirituală. Pâinea întristării, alături de vinul roșu curat, reprezintă corpul și sângele lui Hristos, care și-a dat viața pentru ca oamenii să se poată împăca cu Dumnezeu. Iisus, noaptea în care urma să fie trădat, a luat o pâine și, după ce a adus mulțumiri, a frânt-o și a zis: aceasta reprezintă corpul meu care este dat în folosul vostru. Continuați să faceți lucrul acesta în amintirea mea. Deci ce a făcut Iisus? A luat o pâine, a adus mulțumiri, adică a rostit o rugăciune și apoi le-a dat-o celor 11 apostoli fideli. Pâinea nedospită reprezintă corpul fără păcat al lui Iisus Hristos. La fel vom proceda și noi acum. Are o încărcătură emoțională pentru fiecare dintre noi. De ce? Noi știm din Biblie că Iisus a murit pentru întreaga omenire. Dar în momentul când farfuria ajunge la tine, o simți în mâna ta, vezi acea pâine, poate simți mirosul. În momentul acela realizezi ceva. Hristos nu a murit pentru întreaga omenire doar. A murit și pentru tine. Tu ești acum convins. Roșia simbolizează păcatul. Așa cum puțină drojdie adăugată într-un aluat face ca bacteriile din acea drojdie să se înmulțească și să cuprindă întregul aluat, tot așa, puțin păcat de la păcătoasă. De aceea, Biblia folosește acest simbol, drojdia sau plămâdeala, pentru păcat. Ea este, ați văzut, uscată, sfărămicioasă, de aceea Biblia spune că Iisus a rupt-o. Tot așa, sângele lui Iisus a validat noul legământ, un legământ de asemenea făcut între Jehova și cei care vor merge la cer.
De fiecare dată când particip la el, și este pentru mine a 30-a oară când particip, înțeleg mai bine semnificația jertfei lui Iisus Hristos, lucru care mă apropie mai mult de el și îmi sporește aprecierea, recunoștința față de acest dar minunat. Comemorarea este singurul eveniment și singura modalitate așa mai specială și diferită prin care pot să-mi arăt recunoștința pentru ceea ce a făcut Dumnezeu și Iisus pentru noi. Și îmi vine în minte mereu versetul care spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu pentru noi. Și atunci este un eveniment foarte important prin care pot să arăt asta, recunoștința mea. Înainte de comemorare, de obicei medităm profund la semnificația acestui eveniment, și anume jertfa de răscumpărare a lui Iisus Hristos. De asemenea, medităm mult la foloasele pe care le avem în urma acestei jertfe de răscumpărare și prin intermediul rugăciunii, mulțumim lui Dumnezeu în rugăciune, și de asemenea ne pregătim inima prin faptul că suntem mult mai atenți la această jertfă de răscumpărare și la foloasele ei. Comemorarea este cel mai important eveniment din acest an pentru martorii lui Iehova de pe întregul glob. Anul trecut au fost prezenți la acest eveniment aproximativ 20 de milioane de persoane. Noi pe întregul glob suntem 8,9 milioane și este o bucurie să participăm la acest eveniment, deoarece ne aducem aminte cu plăcere de gestul suprem de iubire pe care l-a făcut Dumnezeu să-și dea Fiul ca jertfă în folosul nostru. Ne bucurăm să fim la acest eveniment și sperăm ca și alții să împărtășească această bucurie. Cina Domnului le amintește tuturor oamenilor despre Iisus Hristos și despre jertfa sa în folosul întregii omeniri. Modelul lăsat de Iisus pentru această sărbătoare este prezentat în Evangheliile după Matei și Luca. Potrivit acestor două cărți biblice, cina cea de taină, asemenea oricărei alte sărbători, se ține o dată pe an, în ziua de 14 Nisan, conform calendarului ebraic, după apusul soarelui. În întreaga lume sunt circa 118.000 de congregații ale martorilor lui Iehova și se estimează că la comemorarea din acest an au asistat aproximativ 20 de milioane de oameni.